aducem la cunoștință, onorabil public eșan, că în data de 17 februarie, 1 martie 1900, vom preda prima circulațiune a tramvaiilor electrice dintre gară și hală. Primul vagon va pleca în fiecare zi la ora 7 dimineața de la bariera gării. Prețul unui parcurs de orice lungime pe întinderea linii gară-hală și viceversa este de 15 bani. Fiecare pasager va păstra acest bilet și va prezenta la cererea controlorului, căci din contra va fi obligat la reachitarea taxei prescrise. Anul 1898 marchează începuturile sistemului de transport public electric cu tramvaiul la Iași, prin semnarea legii numărul 713 de către regele Carol I, care desemna compania germană AEG să preia concesiunea sistemului de transport public din orașul Iași. Astfel, între 1898 și 1900, la Iași s-au construit depoul de tramvaie și uzina electrică, numită local uzina de lumină, iar la 1 martie 1900, primele tramvaie electrice AEG au intrat în circulație pe traseul Gară Piața Unirii Hala. Atât de drag mi-a fost tramvaiul istoric AEG, atât mie cum probabil tuturor eșenilor, astfel încât în urmă cu 10 ani am hotărât să îl transform în personaj de poveste. A devenit protagonistul principal al unei serii de reviste pentru copii numită Papa Tram și Compania. Alături de acesta se regăsesc în poveste toate celelalte tramvai din istoria transportului electric ieșan, precum tramvaiele ITB sub denumirea personajului Ionel, tramvaiele Tatra sub imaginea personajului Tatra Bella, tramvaiele V2IM sub denumirea personajului Nico și, firește, tramvaiul Măturătoare, expus în prezent pe strada Lăpușneanu din Iași. Unde o fi potaia aia? Când am prins sau o luat să-mi țină de urât la Timona, era cam speriată și stătea lipită de picioarele mele. Dar de la atâta zgânțâi s-a cam plictisit mititica. A coborât din vagon și a început să alerge pe linie înaintea tramvaiului. Copiii, văzându-o apărând după colțul străzii, au început să strige: Vulpea lunea costică! Vulpea lunea costică! Acuși trebuie să apară și tramvaiul. Acum că am oprit, poate să vină de oriunde. După încetarea primului război mondial, patrimoniul companiei germane AEG a fost răscumpărat de către municipalitatea ieșeană, astfel încât în perioada interbelică a fost înființată Societatea Comunală de Electricitate Iași, perioada în care au fost construite pe plan local noi tramvaie numite Iași, singurele din istorie care poartă numele orașului. În anii comunismului, orașul Iași a cunoscut ample procese de industrializare, context în care au fost achiziționate și noi mijloace de transport, ca urmare a extinderii rețelei liniilor de tramvai către nou înființata zonă industrială, către cartierele Nicolina, Canta și nu numai. Probele tramvailor interprinse pe linia 1. Mii de cetățeni s-au adunat pe trotuare ca să vadă noile vagoane. Vagoanele frumos finisate, unde orice cetățean era mândru că Iașul cel uitat a fost înzestrat cu noi mijloace de transport în popor.
Apoi s-a constatat că nu era nicio gură de aerisire și nu se putea circula afară. Așa că s-a luat decizia de a se scoate un geam. Iar pentru securitatea cetățenilor s-a instalat niște bare fixe, de care mă agăț. Practic, noi am crescut împreună, ca să zic așa. E mai mare ca mine, vreo 3-4 ani, știți? Eu asta am făcut școală în 85 și, cum să vă zic eu, sper să nu iasă la pensie odată cu mine, mă gândesc, poate după mine o să mai trăiască mai departe, știți? Nu iasă vreodată cu mine la pensie. După 3 decenii de când nu l-ați mai condus, tramvaiul reapare pe străzile Iașiului, da, în proiectul Tramvaiul Comunismului și sunt o mulțime de oameni care întorc capul după tramvaiul ITP. Da. Deci coboară din tramvai din față, care e modern, o piesă sau un bozac, și vin și urcă în tramvai la mine. Uite, mamă, cu ăsta mă țeam eu la servici, tuni la copii. Copiii, mamă, vreau cu ăsta, mai ieșit și duminică, vreau să mergem și duminică viitoare și tot așa. E ceva plăcut, ceva surprins. Sunt oameni care nu-i cunosc, ce opțiune am văzut niciodată, care mă salută, oprește, fac o poză, stați un pic, fac o poză. Stați. Începând din 1959 au ajuns la Iași tramvaiele ITB în număr total de 112 vagoane, urmate după 1978 de vagoanele cehoslovace Tatra T4R, număr de 70 de unități, și mai apoi de tramvaiele Timiș 2 în număr de 46 de garnituri. În contextul marii crize petroliere din anii 1980, în 1985, un vechi plan a prins conturi, și anume introducerea sistemului de transport în comun cu troleibuzul la Iași. Astfel, la 1 mai, primul traseu de troleibuz între Piața Dimitrov și cartierul Păcurari a fost deschis publicului, rețeaua fiind ulterior extinsă către cele mai importante cartiere ale orașului. Rețeaua de troleibuz, din păcate, a fost desființată 21 de ani mai târziu. Ștanga, un accesoriu de nelipsit pentru orice vatman în perioada comunismului, o avem și noi astăzi, cu împrumut, ce-i drept, pentru a exemplifica schimbarea unui macaz. Așa cum s-a schimbat și regimul politic în 1989, iar din 1991, întreprinderea județeană de transport public Iași a devenit Regia Autonomă de Transport în Comun Iași. Începând din 1997 au fost aduse la Iași primele tramvaie la mâna a doua, de tip Tatra T4D, ulterior tramvaie ST7, ST8 și mai apoi tramvaiele GT4, care au ajuns să constituie modelul dominant în orașul Iași, atingând un total de 109 unități. Achizițiile au continuat în anii următori cu tramvaie de tip GT5, apoi din Elveția tramvaie de tip BE44, BE88 și din nou din Germania tramvaie de tip ST10, ST11, tramvaie de tip GT8 și tramvaie de tip M6D și M8C. Asta e, ce să facem? Ne mulțumim cu puțin. Ne luăm vehicule amărâte și încercăm să mai stupăm niște găuri, plimbându-ne prin țara lui Second Hand. Dar în realitate, cu toate că aceste mijloace de transport în comun sunt toate la mâna a doua, ele se comportă foarte bine. Sunt confortabile, sunt mari, sunt economici și rezolvă o parte din problemele transportului ieșean.
Perioada contemporană presupune o amplă deschidere a companiei de transport public Iași către societatea civilă. Se împlinesc deja 10 ani de zile de când s-au pus bazele unei strânse colaborări cu Asociația Tram Club Iași, colaborare în care au fost realizate numeroase proiecte culturale și educaționale, primul dintre acestea fiind Papa Tram și Compania, ulterior proiectul Iași, orașul tramvaielor pictate, care numără în prezent 18 vagoane personalizate tematic prin implicarea voluntară a studenților Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Este unul dintre cele mai vizibile proiecte ale Tram Club în colaborare cu CTP în prezent. Proiect care abordează tematici variate, de la teme pentru copii, precum tramvaiul lui Moș Crăciun, tramvaiul lui Iepurilă, până la teme generaliste pentru publicul matur, precum tramvaiul Unirii, tramvaiul literaturii, al educației și multe altele. În ultimii 6 ani, alte proiecte de interes pentru comunitate au fost realizate, precum elaborarea schemei cromatice unice pentru compania de transport public Iași, verde-alb, așa cum și noile vehicule sunt vopsite în prezent. După 3 decenii, primele tramvaie noi au fost achiziționate la Iași. Este vorba despre 16 tramvaie de tip Pesa Swing și 16 tramvaie de tip Bozancaia, achiziționate prin fonduri europene. Acestea au intrat în circulație treptat începând din anul 2021. Ajungem la același nivel cu țările europene ca mijloace de transport cu podea joasă, cu tot felul de oferte care vin odată cu acest tramvai. Pentru persoane cu dizabilități avem rampe, avem camere de monitorizare a celor din trafic, a celor din interior, a vatmanului, modul cum conduce el, condiții pentru călătorie oferite pasagerilor. Deja sunt tot așa cu un pas mare înainte, cu aer condiționat sunt dotate aceste tramvaie, cu sisteme de încălzire performante. Aceeași temperatură este permanent, indiferent că este vară sau iarnă, în aceste tramvaie. Până acum deja au 1.200.000 de kilometri per total vagoanele tip PESA, cam în jur de 75.000 de kilometri fiecare vagon. Tramvaiele Bozancaia, ele au ajuns deja la 25.000 de kilometri cam fiecare vagon, au în jur de 400.000 per total ca unități. Sfânt și bunica se bucură că nu mai are scări. O, putem plăti și cu cardul. În sfârșit avem și noi aer condiționat. Avem și încărcătorul SBC. Aia zic. Parte din procesul de modernizare este și accentuarea comunicării cu publicul. Asta a însemnat, de fapt, spargerea zidului între instituția noastră, a companiei de transport public Iași și călători. Și am făcut acest lucru datorită modului în care am comunicat
prin intermediul rețelelor de socializare, cum sunt Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, pentru că ne-am dorit să le putem veni în sprijin cu toate informațiile pe care noi le puteam oferi și care lor le lipseau. În ceea ce privește, de exemplu, sistemul tarifar, acolo unde a fost nevoie să vorbim despre ce înseamnă un abonament unic, ce înseamnă un bilet cu 120 de minute valabilitate, de asemenea, cum sunt folosite aplicația 24 Pay pentru cumpărarea de bilete și abonamente online direct de pe telefon, sau POS-urile din mijloacele de transport care pot fi folosite direct în vehicul doar cu o simplă atingere a cardului bancar. De la 23 de ani am devenit barman. Am avut ocazia de a mi se reclama că s-a luat cineva, a furat vagonul și un copil a furat vagonul. Așa s-a exprimat respectiva doamnă. Adică crezând că nu am cum să fiu barman. Și femeie și tânără. E o meserie care poate să practice orice persoană, și femeie și bărbat. Am început să lucrez cu Timișul, un tramvai foarte vechi, din 90, cred că era. N-aveam condiții, nici călătorii n-aveau condiții, nu doar noi ca și Batman. Pe când acum, ținând cont de vagonul care l-am PESA, avem condiții și pentru călători, dar și pentru noi ca Batman. Ca noutate pentru transportul public ieșean, de la sfârșitul anului 2022 a apărut autobuzul electric. În acest moment avem în exploatare 20 de autobuze Solaris Urbino electrice. Pentru noi a fost un moment de creștere a calității serviciului prin dotările pe care le au aceste autobuze. Au o capacitate de 89 de locuri, acumulatori capacitatea de 280 de kW, ceea ce conferă o autonomie de 110-160 de km până la o nouă încărcare. Încărcarea se face în regim static, atât în garaj cu stațiile de încărcare lentă, cât și în afara orașului, la capătele de linie, cu stațiile de încărcare rapidă. Având în vedere că Iașul este un oraș colinar, conferă posibilitatea autobuzelor noastre să recupereze energie. Și am ajuns, tot din estimări făcute de noi, undeva la 20-25% energie recuperată. Avem în derulare în continuare chestia de 24 de autobuze electrice și încă 25 care sunt într-o procedură de achiziție. Deci, în total, vom avea 69 de autobuze electrice, ceea ce însumează cam undeva 40-45% din totalul de parcului de autobuze. Deci vom fi 40-45% autobuze electrice. Este un autobuz electric, 100% ecologic. Lipsește cu desăvârșire mentenanța, nu are uleiuri, nu are fum, nu are gaz, nu are motorină, nu are benzină, nu are absolut niciun fluid, este 100% electric. A trebuit să mă acomodez cu liniștea care o oferă, a trebuit să mă acomodez cu lipsa vibrațiilor și a lipsa accelerației. Da, îți impune o anumită conduită, clar, îți impune o anumită conduită, o anumită percepție și cu siguranță îți schimbă stilul de condus. Imaginea șoferului este cea care o afișează. În momentul în care el se afișează într-o stație, într-o alveolă, toată lumea așteaptă autobuzul, primii ochi sunt ațintiți asupra șoferului. Călătorii sunt încântați de autobuzele moderne care sunt în dotarea parcului. Este un mare pas în față de ce am avut înainte, comparativ cu ce am achiziționat acum și ce aveam pe drumurile publice. Urmărim traficul companiei de transport, tramvaie și autobuze. Avem camere
care monitorizăm accidente dacă se întâmplă pe linia de tramvai. În general, când avem defecțiuni ale vagoanelor, suntem anunțați de către Vatman sau dispecer de la capăt de linie. Noi anunțăm scara mecanică care merge la vagon pentru a remedia problema, să eliberăm cât mai repede calea de rulare. Dacă sunt probleme de genul, eu știu, un călător, un om al străzii care apare lângă o stație, este un pericol pentru el, anunțăm poliția locală, sunăm la 112 pentru a rezolva problema. Da, este o responsabilitate foarte mare. Aici trebuie să luăm decizii rapide, corecte, pentru a nu întâmpina, eu știu, probleme călătorilor, să stea mult în stații, să întârzi foarte mult unitățile în traseu. Din cei 80 de kilometri de cale de simplă de tramvai, cam 50 de kilometri au fost modernizați în ultimii ani prin soluții moderne, soluții cu elemente antivibratoare, cu elemente fonoabsorbante și elemente elastice, bineînțeles, soluții care au ridicat un pic calitatea serviciului nostru. Pentru a crește viteza de circulație, Primăria Municipiului Iași și operatorul de transport au făcut aceste trasee comune de tramvai și autobuz, astfel încât să dea posibilitatea călătorilor să beneficieze de o călătorie cât mai scurtă. Și avem două trasee, de la Cug până în Podul Roș și Bulevardul Nicolae Iorga. E traseu comun autobuz-tramvai. Ne aflăm pe locația depoului Dacia, un depou vechi de peste 40 de ani. În maxim 6 luni se va începe demolarea lui și implementarea unui nou proiect care va trece într-o altă etapă de digitalizare a transportului public și a introducerii inteligenței artificiale. Aici va fi un depou care va costa aproximativ 48 de milioane de euro, cu toate cerințele necesare actuale în ceea ce privește energia verde, în ceea ce privește economisirea de energie, în ceea ce privește managementul depoului efectiv, întreținerii mijloacelor de transport și, de ce nu, în ceea ce privește managementul la strada mijloacelor de transport, în care Vatmanul nu va mai trebui decât să conducă și nu va mai avea grijă să schimbe macazul pe trasee, astfel încât totul va fi computerizat, digitalizat, factorul uman rămânând să aibă doar prezența de spirit, să treacă la o nouă etapă de pregătire astfel încât să poată să folosească aceste sisteme deosebite. Nu este foarte greu, dar va trebui o perioadă de acomodare. Pe lângă aducerea a încă unui număr de 30 de autobuze și 20 de tramvaie noi, etapa următoare va consta în mutarea depoului de la gară, ca orizont de timp în jur de 5 ani. Pe zona fostului Fortus sperăm să activeze actualul depou de la gară și autobaza din Tudor Vladimirescu, lăsând astfel noi spații orașului pentru a se dezvolta cu ce anume le permite în zona respectivă. Noi estimăm ca în decurs de 10 ani transportul să se schimbe la față cu totul și să facă parte din viața cetățenilor, creindu-le un climat propice pentru a călători cu el și, de ce nu, a călători confortabil și punctual. Iată că ne apropiem deja de Ateneul din Tătăraș. Da, dar că am trebuit să cobor. Silviu, vreau să-ți mulțumesc. Și trebuie să consemnezi în istoria tramvaiului Ieșan despre experiența călătorului contemporan. Cu siguranță. Fiind în ceas plin aniversar. Cu siguranță. Te salut, Alin. Numai bine.